Promiteam la începutul emisiunii un subiect absolut interesant pentru voi la rubrica de sănătate. Bogdan Ilie, consultant licențiat independent Life Success, vine și a venit în studioul nostru dis de dimineață ca să povestim despre cauzele mentale ale bolilor pe care le avem. Ca să înțeleg dacă m-am prins suficient de bine, asta ar însemna că putem să ne inducem mental bolile de care suferim sau fără să conștientizăm, evident, că nimeni nu-și dorește să fie bolnav. Corect. Subiectul este unul care nu foarte se poate... Amplu. Foarte amplu, corect. Ne trebuie mai multe dimineți să-l discutăm. Absolut. Ideea este că o să ținem doar suprafața acum. Problema este în felul următor. Noi, ca și ființe umane, toți, fără niciun fel de excepție, trăim simultan pe trei planuri existenționale. Trăim la nivel spiritual, la nivel intelectual și la nivel fizic. Vorbeam de boli mai devreme. Boala nu este nimic altceva decât o simptomă, este ceva ce se manifestă la nivel fizic. Cauzele ei sunt întotdeauna altundeva. Și aș vrea să merg un pic cu timpul înapoi, undeva în 1934, unde un medic american spunea așa, pentru a avea sănătate perfectă, trebuie să adoptăm medicina holistică. Acum nu o să intrăm în detalii vis-a-vis de medicina holistică și așa mai departe. Ceea ce vreau să spun este că pentru a avea un corp sănătos, în primul și în primul rând, trebuie să aliniem cele trei planuri existenționale ale noastre. Adică trebuie să gândim într-un fel, trebuie să simțim în același fel și trebuie să acționăm în același fel. Și se poate lucrul ăsta din punct de vedere practic? Adică teoria sună bine. Cu practica stăm prost. Se poate din punct de vedere practic, iar mie îmi place să spun, dacă ești dispus să plătești prețul. Aici nu vorbim de bani, ci vorbim de un efort. Este vorba de educație în primul rând, este vorba de motivație în al doilea rând, de ce faci sau de ce vrei să faci ceea ce vrei să faci, iar să spunem combinația între cele două, între motivație și educație, ne va duce întotdeauna la luarea unor decizii înțelepte, spun eu, care ne vor pune în acțiune și vom putea să manifestăm la nivel fizic ceea ce gândim la nivel mental. Mulți o să zică, bine, domnule, dar am o viață, două cole de treabă, nu pot aia, păi ce viață mai e asta? Toate sunt permise, ideea e că nu toate construiesc. Acum, totul pleacă de la ceea ce îți dorești cu adevărat. Și când vorbesc cu adevărat și spun cu adevărat, nu mă refer la ceea ce vrei la nivel, doar la nivel conștient. Ceea ce simți. Asta spuneam, alinierea între conștient și subconștient. Să spunem, vreau o mașină nouă, am un exemplu așa, dar la nivel subconștient eu simt că nu o să-mi pot permite mașina aia nouă. Așa, deci trebuie să ne inducem pur și simplu starea și subconștientă, cum că trebuie să se întâmple lucrul ăsta sau că îl vrem și gata, îl simțim deja, v-am aud și motorul, pielea de pe scaune. Corect. Așa trebuie să facem? Asta înseamnă aliniere. Atât timp cât eu gândesc un lucru și simt alt lucru, la nivel fizic se va transmite cam ceea ce simt, dacă nu... poate altceva. Da, să luăm un exemplu foarte simplu. De exemplu, avem foarte multe persoane care suferă de diabet. Corect. Cum se poate întâmpla ca persoanele acestea să își inducă singure boala, fără să conștientizeze lucrul ăsta? Totul pleacă de la stres. Un subiect, da, poate chiar tabu, aș putea spune în momentul de față. Ideea este în felul următor. Ce este stresul? Și ca să reduc totul la foarte, foarte puțin, stresul este cauzat de lipsa ordinii la nivel mental. Vedeți voi, noi toți, ca și ființe umane, gândim în imagini. Atât timp cât avem o imagine clară la nivel mental, avem ordine la nivel mental, manifestăm ordine în corpul nostru. Dacă eu îți spun acum, ție, gândește la mașina ta, o imagine a mașinii tale clară... Nu va fi una este... bușită. Dacă mașina e bușită, o să vezi. Așa. Atunci, dacă îți spun, gândește la casa ta, la ușa de la intrarea în casa ta, și dacă îți spun, gândește la mintea ta. Asta e mai greu de făcut, exercițiul ăsta e mai greu. Deja e un pic de confuzie acolo. Atât timp cât avem confuzie la nivel mental, haos, aceea se va transmite prin noi. Cum putem să ajungem, ca din punct de vedere mental, să fim echilibrați și să reușim să nu vedem mașina bușită, ci să o vedem roșie și frumoasă? În primul și în primul rând trebuie să știm că toți lucrăm cu mintea. Iar mintea noastră are două părți
mari, spunem așa. Una dintre ele, cu una dintre ele o folosim să acumulăm informații, iar cealaltă ne controlează comportamentul nostru, comportament care ne dă rezultatele. Acum, această a doua parte a minții noastre are o capacitate, aș putea spune, sau o incapacitate. Ideea este că nu face diferența între ceea ce este real și imaginar. Această parte a minții noastre este partea cu care noi venim în momentul în care ne naștem. Copilul când se naște, nu se naște cu conștient sau cu facultăți mentale conștiente dezvoltate. Nu că nu le are deloc, nu sunt dezvoltate. El vine cu un sistem de operare de bază. De altfel, într-una din conferințele mele vorbeam cu un prieten și îi spuneam: a trebuit să învățați bebelușul de 2 săptămâni cum să sugă la sân? Nu, el știe cum să sugă la sân, știe că trebuie să plângă pentru a te pune într-o emoție negativă, să spunem așa, ca tu să sari imediat și să-l ajuți. Chiar acum câteva zile eu am un bebeluș de 3 săptămâni acasă. Și mulțumesc. Și vorbeam cu soția mea, mă întrebam, îi spuneam, ce ar fi dacă Elise, în momentul în care i-ar fi foame, ar râde? Cât de repede te duce tu să-i dai să mănânce? Nu, ea este programată dinainte de a se naște. Important e cum încărcăm hardul respectiv, da? Cum ne, pe parcursul vieții noastre, cum adunăm informația aceea și cât de în ordine o punem. Dar dacă, să zicem, am greșit până acum, suntem bolnavi, mai putem să facem ceva? Putem să facem, absolut putem să facem. E suficient mentalul, adică suficient, în ce măsură mentalul poate să ne ajute să depășim și să remediem din lucruri? Într-o măsură extraordinar de mare. Din punctul meu de vedere, și nu vorbesc doar așa de aici de acolo, am 15 ani de studiu și practică personală asupra acestor lucruri. Poți să faci lucrul ăsta singur sau îți trebuie ajutorul cuiva care să-ți explice cum să depășești? Poți să faci lucrul ăsta singur. Ideea este că cel mai bine este să iei pe cineva care, un mentor, un trainer, un coach care, să zicem, toată viața lui sau parte din viața lui a studiat lucrurile astea, le-a pus în practică, are rezultate și te poate ghida. Vorbeam de ordine. Îți poate da ordinea la nivel mental de care ai nevoie. Răspunsurile trebuie să ți le da doctorul sau trebuie să le găsești în tine? Fiecare formă de vindecare are locul ei. Deci eu nu aș recomanda, mergeți doar pe aia sau doar pe aia. Fiecare formă de vindecare are locul ei. În fond și la urma urmei, toți suntem energie și chiar și pastilele acelea care le luăm nu sunt nimic altceva decât energie care se manifestă la nivel fizic în forma în care cum se manifestă. Cum le zicem celor de acasă că, apropo de acest subiect, cauzele mentale sunt cele care duc la bolile pe care le avem, că nu suntem nebuni, că mamă, dacă mă trebuie să mergem la psiholog sau ce facem? Nu. Gata, ne-am îmbolnăvit. Mergem să ne rezolvăm nebunia problema. Nebunia este un lucru relativ din punctul meu de vedere. Și eu zic că o mică doză trebuie să existe. Tocmai pentru a păstra acel echilibru dintre planuri și așa mai departe. Aș merge mai departe și aș pune întrebarea ce înseamnă să fii nebun. Da, corect. E și atunci o să relativ. Ridicăm o discuție care poate să dureze săptămâni, luni sau poate chiar mai bine. Vis-a-vis de partea de nebunie, ideea este următoarea. Toți lucrăm în mediul înconjurător cu un anumit grad de conștientizare a realității. Și atunci, eu, datorită gradului de conștientizare a realității, trăiesc în lumea mea. Tu în lumea ta, tu în lumea ta. Chiar dacă acea lume, ea este una. Important e să ne mai și întâlnim, adică să mai și interferăm. Dacă rămânem doar în lumea noastră, cred că atunci e destul de grav. Și totul pleacă de aici. Durează mult, mai avem așa 10 secunde și aș vrea să știu cât durează să-ți poți reveni dacă faci exercițiile acestea mentale cu tine însuți dintr-o afecțiune. Nu există limită de timp sau, să spun, aș putea spune în 3 minute, 5 minute, o oră, 2, 3, 10 ani. Ideea este că ființa umană, suntem toți ființe spirituale, trăim într-un corp fizic, suntem dotate cu intelect. Această ființă lucrează pe baza unor legi extrem de precise și aici, la întrebarea ta, ca să fiu punctual, există o lege care se cheamă legea incubării. Acum, noi ca și oameni am ajuns la conștiința sau conștientizarea că, de exemplu, pentru o ființă umană, de la concepție până la naștere, are nevoie de 280 de zile. Materializarea unei idei încă nu știm cât îi ia de la momentul concepției la nivel intelectual, la nivelul plantării ei în subconștientul tău,
spun, la nivelul materializării, la nivel fizic. Pentru cei care vor să afle mai multe, important este să-l căutați pe Bogdan Ilie pe site-ul său. Acolo veți putea intra în legătură directă și chiar în posesia unor discuri în care își prezintă teoriile. Care este site-ul? Site-ul este bogdanilie.ro și bogdanilie.com. Pe bogdanilie.com o să găsiți și prima mea carte, se cheamă Primul secret al succesului. Cartea este făcută special pentru a te ajuta să îți creezi ordinea de început la nivel mental de care ai nevoie pentru a face primul pas către succesul în viață pe toate planurile. Mulțumim pe care foarte mult, o ordine a emisiunii avem și noi. Avem și noi o ordine.